Noile restricții afectează grav turismul. De teamă măsurilor, mulți oameni și-au anulat vacanțele planificate în urmă cu câteva luni. Implementarea certificatului verde și nesiguranța situației pandemice au dus la rezervări mai puține, zboruri anulate și hoteluri aproape pustii. Restricții peste restricții, fie că ești vaccinat, fie nu, teste peste teste, mi se pare un lucru absolut inutil. Absolut inutil. Mai ales că este a treia oară când mi se anulează vacanța și de data asta pentru că nu s-au umplut charterul. Efectele se văd în cifre. Unitățile de cazare cu un grad mai mic de ocupare, iar hotelierii fac tot posibilul să i-atragă pe turiști cu oferte care mai decare mai atractive. Simte o ușoară scădere, mai ales pe partea de corporate, pe conferințe au dispărut în totalitate. În acest moment, activitatea de cazare în hoteluri și pensiuni este permisă doar persoanelor vaccinate sau trecute prin boală, fapt ce a redus considerabil numărul de turiști hotel de lanț ne asumăm și respectăm regulile, toată lumea prezintă certificatul verde, micul dejun nu intri în restaurant fără. Și agențiile de turism au înregistrat pierderi. Oamenii sunt tot mai sceptici cu privire la vacanțele în străinătate. Mult, foarte mult mai slab, iar faptul că acum este o restricție mare din punct de vedere al circulației, s-a redus și apetitul românilor pentru planificarea vacanțelor pe termen lung. De aceea... În tot răul există însă și o parte bună. Teama de carantină și listele țărilor cu risc epidemiologic într-o continuă schimbare i-au făcut pe românii să se orienteze către vacanțele pe meleaguri autohtone. În acest moment la munte sunt undeva la 50-60% pe stațiuni. Erau stațiuni care în acest moment erau pline, nu mai aveau locuri în anii anteriori, dar acum este o precauție din partea clienților. Sunt preferate foarte mult vilele unde se pot duce în grup, să fie sigur că sunt între ei. România este printre ultimele țări din Europa în ceea ce privește rata de vaccinare alături de Bulgaria și Republica Moldova. Din acest motiv, cazurile de COVID-19 sunt în creștere, iar țara se află pe lista roșie. Cei vaccinați nu trebuie să stea în carantină dacă vin din zone aflate pe lista galbenă sau pe cea roșie. Copiii de până la 12 ani sunt exceptați de la carantină dacă prezintă un test real-time PCR la intrarea în țară.